citești povești care te interesează. Află din ziarul de mâine. Palatul Victoria, un secret de stat de 60 de milioane de euro. Firma care va consolida sediul guvernului a fost desemnată fără licitație. Evenimentul zilei îți face cunoștință cu eroii momentului. Evenimentul zilei pentru cei care contează. E timpul să faci economii. La Gamma Ford ai 7600 lei primă de casare plus oferte speciale. Ford Focus cu ABS, aer condiționat, radio CD și multe altele la 10600 euro cu TVA și două prime de casare incluse. Păr uscat și deteriorat? Stop! Inovația Schwarzkopf Gliss Nutri Protect. Formula cu ulei de trandafir sălbatic repară părul degradat în 10 zile și îl protejează. Cu până la 140% mai multă strălucire și aspect sănătos. De ce să-l tai? Încearcă noul Gliss Nutri Protect. Schwarzkopf 111 ani. Îngrijire profesională a părului pentru tine. Moliile îți atacă hainele tot anul. Descoperă Raid 4 anotimpuri. Forme decorative și parfumuri delicate care se schimbă odată cu anotimpurile. Raid îți protejează hainele de moli pe tot parcursul anului. Raid 4 anotimpuri. 4 anotimpuri, 4 forme de protecție. Fii înaintea tuturor cu noul deodorant antiperspirant Nivea Silver Protect. Primul cu molecule de argint care elimină bacteriile și deci previne apariția mirosului neplăcut al transpirației. Protecție imbatabilă cu argint. Noul Silver Protect de la Nivea for Men. Ce vor bărbații? Bună seara, vă spune guvernatorul. 3 ore pe zi, noi românii trăim într-o lume fascinantă și delirantă, cea a televiziunii. Iar televiziunea este peste tot, până și în pantaloni, se poate monta o cameră și chiar se montează uneori. Și totul a devenit un show. Nunți cu fițe, nașteri cu cameră sub cerceaf, accidente la minut, bătăi cu legătura în direct, președinți care nu uită de unde au plecat și unii au plecat de foarte jos. Drept pentru care astăzi avem și noi Eurovizionul nostru, ce vrea să încoroneze cel mai mitocan președinte din 4 aleși de limbi diferite. Dar până la distracție și până la eroul de printre noi, până să arătăm prostul gust cu televizorul, avem o daciadă pe care vrem să o tranșăm astăzi pentru totdeauna. Stai să vezi ce o să iasă. În partea dreaptă, actorul Ion Besoiu și academicianul Nicolae Breban. În stânga, guvernatorul Liviu Mihaiu și academicianul Doru Bușcu. Ardeleni sau regățeni? Cu cine ții? Ciudata maimuța turbată la grad. Maimuța a scăpat până la urmă, dar noi am rămas în jungla românească. Ne facem drum prin ea cu Bogdan Naumovici. A ieșit pe scenă la 47 de ani. A cântat 2 minute și l-a făcut knockout pe Obama la popularitate. Fenomenul, fecioara bătrână din Scoția, Susan Boyle. I dreamed a dream in time gone by. Bună seara, suntem în studio. În seara asta, cum v-am spus mai devreme, avem un mare război. Sigur, un război într-un registru lejer, așa, un registru care o să vedeți că o să fie foarte bun și din punct de vedere spiritual. V-am spus că există o mândrie, îi auzi foarte des pe unii spunând, eu mi-s ardelean. Sau alții spun, eu am o bunică ardelean. Aha, spun ceilalți, cu onor. Există careva să zică un complex de superioritate al ardeleanului. Asupra regatului, asupra miticilor, asupra acestui, hai să spunem, specii din Levantine, balcanice, asociate de obicei cu Orientul. Așadar, ne-am adunat în seara asta 4 oameni. 2 regățeni și 2 ardeleni. Și pentru că am vrut să fie bine reprezentat Ardealul, ne-am gândit să invităm 2 artiști, 2 maestri. Și anume, maestru Ion Besoiu, ardelean, jet by jet și mândru foc că e născut la Sibiu și în Ardeal.
Lângă mine, colegul meu de la Cațaven cu Doru Bușcu, dobrogean de-al meu. Singura lui legătură cu Ardealul este, cred că, soția Dorlei din Ardeal. Și întreaga ei familie. Și întreaga ei familie. În tabăra ardelenilor nu putea să nu fie și Nicolae Breban, scriitorul Nicolae Breban, ardelean din Maramureș, Baia Mare. Om greul, știți pe toți pe Nicolae Breban. Așadar, și intrăm în dispută. Există careva să zică, tot auzi asta și nu m-am simțit niciodată inferior la genul ăsta de noi suntem români, voi miticii. Mulți s-au săturat din România în anii 90. Sabin German a scris și el o ditirambă că s-a săturat de România. Nu, ne-am săturat și noi, maestre, nu asta e problema. Adică, nu m-am săturat. Dar eu am totuși o întrebare. Haideți să vedem totuși ce reproșează fiecare tabără celeilalte. Fiecare dintre ei spun despre mitici ardeleni că sunt agresivi în trafic, că vorbitor ca așa cu ardeleanul nu e simpatic. Vlahi după nobilii unguri, așa le spuneau nobilii unguri, vlahi. Dar cu un sens peiorativ. Vlahii sunt în Sârbia. Valah. Vlah. Olah. Sau Vlah. Ne spuneam ales Bydoș, Olah, Valah, Cuturos. Da, Olah, Valah. Împuțit. Valah, împuțit. Leneși, nespălați, țăra înturcizați, hoți, șmecheri, neserioși, invidioși, fără scrupule, pramatii arogante, bețivi, pune preț mare pe noroc. Despre ardeleni, simți comunitar mai dezvoltat, serioși, gospodari, frustrați că nu pot circula ca și părinții lor liber, măcar până la Viena, foloseau marca germană, dacă ți-aduce aminte, Dorle, și noi foloseam dolarul. Impozitele plătite de ei îmbogățesc pe leneșii și sperțarii de la București. Da, dar cam proști. Cam proști. La Caragiale, Ghicoș Osoganu e cam nătâng și, în general, bancurile care circulă prin Muntenia sunt cam prostovani. Ajungem și acolo. Da. Ajungem și la bancuri. Nu, da, provoc ca să am înțeles. Fie completă biografie. În orice caz, capitala e un jeg, e un fel de Sodoma și Gomora a României. Omul ardeleanu, când se simte domn, se duce la Buda, pe stasă, acolo da, să da, se vească cafea. Da, dar Rebreanu și vin la București ca să facă carieră. O să trecem și în revistă. Și oamenii de cultură, de știință, care au dominat Ardealul și Regatul. Dar vreau să vă întreb, care e cel mai rău lucru care se poate spune despre un regățean, maestre Besoi? Nu, mie mi se pare că plecăm din start pe o pistă puțin alunecoasă. Nu ne plac pistele. Pe mine sintagma asta, regățean, m-a enervat întotdeauna. Păi ia, că pe toți ardelenii, numai la pronunția. Nu, pe mine m-a enervat că foloseau ai mei ardelenii. Nu, se zicea vechiul regat, așa da. Zicea înainte. Știți de ce? Asta simt a apărut odată, nu, a apărut odată cu regatul pe care l-a făcut Carol I, temeitorul acestei românii moderne, și care după războiul de la 1877, nu ține acum lecții de istorie, dar să ne lămurim cu lucrul. A primit în loc de Basarabia, care e pământ românesc, dinastia Basarabă a domnit acolo, de acolo și trage numele, a primit Dobrogea. Dobrogea. Noi. Da, pe noi. Adică voi doi. Da, eu da. Zic că au și un schimb ai foarte, noștri, un schimb foarte ai productiv. Ai noștri țăranii români, sau dacă vrei, intelectualii români, învățătorul, preotul, da? Foloseau sintagma asta pentru cei care erau de peste munți, de peste arcul Carpaților și le spunea regățean, adică din vechiul regat. A durat până târziu. Când maestre Breban, de unde e superioritatea asta a ardeleanului? Nu e, nu e. Există, nu? Terminat. Eu da. Nu da, maestre. Că suntem superiori. Și m-a enervat întotdeauna când ardeleni de-ai mei de la Sibiu spunea ar trebui să facem cu mulți ani în urmă o graniță, să se intre cu pașaport aici, că noi avem toate fabricele, toată industria. Este o prostie. O prostie nemăsurată. Eu ți-am spus, înainte am filmat în Constanța toate pânzele sus. 2 ani de zile am fost îmbarcat. Rar mi-a fost dat să iubesc un oraș și o populație atât de mult ca populația din Constanța. Iubitor de artă, de teatru, de film. Maestre, vreți să ne adormiți vigilența? Eu sunt constanțean și mă flatați. Păi, ba nu, așa e, nu te flatezi.
Norocul vostru e că n-aveți unguri ca să bage strâmbe acolo între... În schimb, ardelenii au avut foarte mulți unguri și austrieci, da, și polonezi. Da, am înțeles cu ei de-a lungul veacurilor cât de cât. Cât de cât. Haideți să vă zic ce spunea Onisifor Ghibuțiu către Octavian Goga în 1924. Profesorul Ghibu de la teologie. 24, deci da. La câțiva ani după Marea Unire. Bilanțul acestor ani este înspăimântător sub toate aspectele. Atâta rău cât ne-a făcut în 5 ani de zile plaga politicianismului regățean fără scrupule, nu ne-au făcut politica ungurească într-o mie de ani. Ungurii ne-au slăbit forțele materiale, dar ei nu ne-au putut distruge sufletul. Regățenii au izbutit să ni-l sfarme aproape cu totul. Deci disputa e veche, nu-i numai acum, da, contemporană. Are și, adică... Rebreanu, o piesă. Dar el oricum și... devenise deja regățean, pentru că stilul ăsta încărcat de multă ipocrizie și ușor ridicol, cu sonorități bombastice, este un stil al regatului. El nu vorbește ca un ardelean. Stați puțin, că vreau, la bătrânețea mea pot să vă spun niște lucruri interesante. Mama mea, care era născută în 1902, era peste adolescență, era o tânără când s-a făcut România Mare, din cauza că toți funcționarii, tu știi foarte bine, proveneau din ungurime și trebuia să vorbești limba maghiară, erau și legile Aponi și cum au suferit românii atunci în Ardeal. Au adus funcționari după Marea Unire din 1918, i-au adus în Ardeal. Și deodată toate lucrurile s-au scumpit, au venit cu corupția. Apare și în piesa lui Camil Petrescu, dacă nu mă înșel. Cine a venit cu corupția, maestru? Băieții de la București. Băieți, deci noi da. Suntem corupți, da? Nu, bine. Dar dumneata ești din Constanța. Tot eu sunt regățean. Nu. Ce-au spus, s-a scumpit vaca, s-a scumpit aia. Vreți să vă citesc câțiva politicieni ardeleni? Așa, să-i înșirăm puțin. Doar câțiva, doar să vedem. Blaga, Boc, Riții, Mitra, Traian Remeș, Ioan Mureșan, Radu Sârbu, Gheorghe Funar, Victor Ciorba, dar și Maniuș Coposu, sigur, să facem și puțină dreptate. La regățen Ceaușescu, Iliescu, Băsescu, Constantinescu, deci patru președinți, Diaconescu, Ponta, dar și Titulescu și Bretierii, care erau din Argeș. Dar, maestre Breban, există această credință larg răspândită că ardelenii sunt mai civilizați, mai serioși, mai gospodari, dar nu cumva civilizația asta ardelenească, nu cumva, de fapt, este civilizația austriacă, civilizația ungară, civilizația poloneză. Deci, eu cred totuși că ardelenii, ca să vă provoc, să dau mari cu ce au făcut alții. Nu, dacă îmi permiteți. E adevărat, noi am trăit sute de ani sub ei, sub austrieci și sub unguri, am și luptat cu ei, în alt fel decât ați luptat voi, regățenii, cu turcii. Noi am luptat mai ales cu Biserica Unită Greco-Catolică, care timp de trei secole a creat școala ardeleană și am intrat și în pușcările maghiare. Tatăl meu a fost închis de unguri în 40, dar și bunicii mei. Vasile Lucaciu a intrat în Parlamentul de la Budapesta și între perioade, între mandate, era arestat de unguri și, pe urmă, populația îl alegea din nou. Au apărut balade cu Lucaciu, cântă mierla prin păduri. Deci v-au chinuit ceva unguri până la civilizație. Cântă mierla prin păduri, ne-au chinuit foarte mult. Mai ales grofii unguri, calvini, erau foarte furioși că, alipind la Biserica Unită, la Biserica Romano-Catolică, noi am primit, țăranii români, foarte obișnuiți de secole, au primit anumite burse și drepturi de a studia și în felul ăsta au apărut avocați, învățătorii, profesorii, medici, ardeleni, care au luptat apoi pentru Ardealul Românesc, pentru România Mare. Sigur că am de trăit... unde vine această, totuși, acest complex de spiritate? Nu e fals. Această civilizare, nu e falsă, asta e o percepție. Mi-ai, tot ce a spus dumneavoastră din nou e fals. Vă spun punctul meu de vedere, dacă permiteți. În mediul în care am trăit eu, tatăl meu, bunicii mei, brebanii, dar și alții din Baia Mare, din Maramureș, erau fascinați de București. Tatăl meu, fiind la Lugoș, fusese arestat de unguri, am venit la Episcopia Unită din Lugoș, vinea în mod special cu anumite treburi să vadă pe mari actori din București, pe Vraca, pe Birlic. Noi eram, în tinerețea mea, eram fascinat de limba regățenească, muntenească, cea mai frumoasă limbă.
Iar eu cu prietenul meu, Nichita, aveam un prieten care scrie vers în tineță. Poate ați auzit de el, Nichita Stănescu. Nichita Stănescu. Așa. Care el tot îl admiram. Nichita, tu ai o limbă pe care eu n-am s-o posit niciodată. Din Ploiești. Ploieștean, da. Nepot de general albgardist Cereaciuchin, bunicul său. Tatiana Cereaciuchin, mama lui, s-a măritat cu un român Stănescu la Ploiești. Noi eram toți conștienți că în București, în sud, se vorbește cea mai elegantă limba românească, se fac marile întâlniri internaționale. Asta e cu de partea noastră, băi? Nu, asta e adevărat, asta spun în cărțile mele, nu spun aici la masă. Paul Bourget și alți, familia, soții Bibescu erau prieteni cu Prus, cu Marcel Prus. Paul Bourget era prieten cu românii, sura cu româncă. Deci, noi am știut că marile cariere se fac aici. Regatul a dat foarte mari artiști ca Brâncuș, ca Argheze, ca foarte mulți alții. Mulțumim. Noi adevărat că unii dintre noi, unii ardeleni, sigur că unii munteni au prins tertipul fanariot, voi a stat 3 secole sub fanarioți, sigur că fanarioții au dus o grecească elegantă și moravuri fine, însă au dus și corupția cu ei, care continuă până astăzi. Să știți că corupția de azi nu e inventată nici măcar de comuniști sau de cei de astăzi. E de la fanarioți. Dar nu era corupție în Ardeal deloc? Nu de acest tip, nu așa, nu în acest mod. Proiect, era, dar cum era mai bună corupție de ardelească, era mai cinstită? Nu, acum să știți, uite, dacă citiți ziarele înainte de război, accentele se pun pe Malaxa, pe tot felul, pe marile întreprinderi care nu erau atât de mari în Ardeal ca aici. Dar relele sunt împărțite ca și calitățile. Cu ce domnitori vă? Doar vreau să întreb ceva, te rog. Da, nu, vreau să remarc că domnul Breban face această atitudine amabilă față de regat, vine dintr-o perioadă în care lucrurile nu erau atât de acute, adică vine din perioada, presupun, anilor 60-70, când România avea și teritorial și politic, era într-un alt context. Însă, imediat după Marea Unire, când o parte din politicienii ardeleni simțeau că au picat într-o ambuscadă și imediat după 90, acest fenomen este actual, această nemulțumire a ardelenilor față de regat, adică față de reacția... A unor ardeleni, Bato la German și alții, vă fac o mică paranteză, că permiteți. Unii prieteni ai mei, excelent scriitor, Ion Mărășan, un excelent poet, Ciste Legan și încă vreo doi, pe care știți, s-au grupat cu acest German și eu am avut discuții cu ei, voi ați nevoit, bre, cum vreți să facem federalizarea României, abia ne-am unit și vezi, cum i-au cedat după aceea. Ați făcut carieră la București. Da, bineînțeles, asta ca e. Și Rebreanu, ca și Sadoveanu, dar să știți că... Nu, vremea asta e capitala. Dar ați pomenit aici Râul Maniu, sunt lucruri care nu se știu încă. El s-a unit cu un partid de regățeni, cu al lui Mihalache, Partidul Țărănesc. Da. Dar nimeni nu știe, la Viena a rămas crucit ghidul care ne conducea la un revelion prin anul 2000. Era un arhitect român fugit. Când am spus, dumneavoastră la Viena știți să le explicați oamenilor că Iuliu Maniu a salvat Viena de la distrugerile din 1918, când s-a destrămat Imperiul Austro-Ungar, era capitan tânăr venit de pe front și a strâns 2 regimente românești, cum erau în armata austriacă, austro-ungară, și ele au făcut ordine în Viena în 3 zile și 3... Cu ce domnitori vă se dau mare ardeleni? Ce invocă ei? Ardeleni, că au tot felul de domnitori. Nu, dar adică, nașteți un conflict. Păi eu vreau să-l nasc. Eu adică, nu am conflict cu ei. Noi avem atunci, o să vă provocăm. Știți ce se... Te rog, Dorule. De fapt, cum se petrec lucrurile? Ardelenii care se produc la București, ardelenii care vin în capitală și care au succes sau care se împământenesc aici... Păi aici e capitala, noi nu vrem. Devin, eu știu, treptat, intră în mentalitatea, să spunem, general românească, adică să spunem a regatului, dar capitalistă. Acest fenomen de, cum să zic, de reproș și această autosuficiență și aer de superioritate este prezent, e adevărat, în anumite grupuri, dar obligatoriu în rândul românilor care locuiesc în Ardeal. Cei care sunt deja în regat nu mai au această... Haideți să vă citesc eu câțiva domnitori ardeleni, să vedem cât de ardeleni sunt. Iancu de Cunedoara. Da, da. Mamă Unguraic. Ștefan Batori. Mihai Viteazu, care nu era ardelean. Leopold I. Sigismund.
Ladislau. Matei Corvinu avea ceva. Matei Corvinu. Da, da, e. Șaguna vă convine, da, maestră? Da, Șaguna, mare mitropolit, da. Marele mitropolit, un... Da, nu, era Ardelean. Asta vreau să vă spun, maestru Besoiu știe... Mai avem un domn... Șaguna, părinții lui Șaguna erau aromâni, el era născut în Ungaria, n-avea nicio legătură cu... Părinții erau născuți pe lângă unde, undeva în Bizanț. El când a venit în Ardeal nu știa românește. Știa sârbește, știa ungurește, dar românește nu știa. Un mare intelectual român care a făcut trasat. La Regățeni nu vă mai spun, de Basarab, de Mircea, de Vlad Țepeș, de Nagoie, de Mihai Viteazu din nou. Îl citim și la Regățeni. Brâncoveanu, Ștefan cel Mare, Vladimirescu, Alexandru Ioan, Ștefan Ioan Moldovean. Dar vreau și ce, da, tot vechiul regat. Tot vechiul regat. Tot vechiul regat, tot peste munte. Vreau să vă tot ce vechiul peste... regat, nu e Moldova, nu mai am. Ba da. Ba da. Toate teritoriile românești de sub principatele. Ok, vechiul regat, dar nu Regățeni. Prin Regățeni se înțeleg Munteni, dacă permiteți. Nu neapărat. Eu vreau să vă enervez puțin la, ați auzit de primii 10 români? Știți că a fost la televiziune un sondaj foarte interesant. Vreau să vă arăt și aici pe ecran și aici pe un tricou pe care l-am făcut în mod special pentru dumneavoastră. Uitați primii 10 români de unde sunt. Aha. Primii cei mai mari 10 români, evident. Aleși astăzi de o televiziune. Nu, de un public bine educat, cu internet acasă, cu studii, bine ales. Inclusiv adică, de românii din Ardeal. Uitați-vă, Ardeal, acolo îi avem pe ecran. Mândru că nu-s Miss Ardelean, v-am provocat eu. De la 1 la 10 Ștefan cel Mare, Mihai Eminescu, Nadia Comăneci, Alexandru Ioan Cuza, Mircea Eliade, Ion Antonescu, Constantin Brâcuș, Mihai Viteazu și Richard Wurmbrand. Da, Wurmbrand. Preotul, referendul. Și Carol I a ieșit și el în top, care nu era nici el ardelean. Nu, e neamț. E prusac. Da. Okay, deci, conform acestei hărți, primii 10 români... Ardealul a dispărut acolo. Ardealul este lipsă. Lipsă, văd. Pe cum l-a uitat pe Blaga, l-a uitat pe Cioran. Au fost în concurs, maestre? Nu cred. Da, au fost. Atunci, dacă nu i-au ales, pun la îndoială ce cultura, ce alegători. Depinde ce pun. Asta se pune întotdeauna la îndoială. Păi și la vot, și la votul politic, și la votul. Sigur, da, și aici tricoul regățenesc, trăiască România mică sau mitică, da, cum o vreți să o luați. Da. Deci, sper că v-am provocat destul, nu? Vreți să vă citești și sportivii? Iolanda Balaș, Gabriela Sadbo, Belo Dedici, Duca Dam, Ion Țiriac, Ladislau Beloni, Bela Caroli, Eberle, Miloșovici, Țiriac nu-i ăștia sardelenii. Da, ardeleni, Țiriac e din Brașov. Nu prea sardeleni așa. Adică da, cum? Da. S-au născut, nu, români ardeleni, doar Țiriac chiar. Da, români, cum zice Țiriac. La Regățeni, Hagi, Ilie, Dinu, Pițurcă, Lucescu, Laura Badea, Ilie Năstase, Hănescu și așa. Deci nici la... sportiv, nici la ce faceți dumneavoastră la emisiunea asta? M-ați invitat să facem o luptă între ardeleni? Păi eu iubesc toată țara în mod cu totul și cu totul deosebit. Iubesc Moldova, iubesc Bucovina. Da, da, dovedim că nu știm istorie. Cu ce film ați venit, maestru, în mână? Cu ce film ați venit în mână? Asta, Sibiu, dragostea mea. Sibiu. Da. Asta e altceva. E orașul în care m-am școlat, în care... Dar vreau să vă spun că ei au stăpânit. Și influența maghiară este pentru mine nulă, pentru că ei au stăpânit în Transilvania nici din 1867, de când s-a făcut Imperiul Austro-Ungar, că restul a fost principat autonom. Haideți să vedem de unde ne tragem, să întrebăm nationul geografic, de unde ne tragem, adică ardelenii, de unde să trag și regățenii, de unde să trag. Vă rog, caseta, mulțumesc. Și asta e făcut adevărat. Proiectul genografic și-a propus să urmărească căile migrației umane. Pe o perioadă de 60.000 de ani, de când primii oameni au pornit din Africa, mergând către peninsula arabică, apoi despletindu-se, unii mai spre vest, unii mai spre est. Care sunt rădăcinile? De unde au pornit? Când cercetările astea vor ajunge, așa cum spuneam eu, să iasă din marile fluvii ale informației genetice și să intre pe râuri, rurețe și pârâiașe, între pârâiașele astea vom găsi fără îndoială niște caracteristici de ADN
care este mai frecvent în Moldova, în Ardeal, în Muntenia, pe baza faptului că pur și simplu ne așteptăm la o componentă asiatică mai mare, nu? Spre Moldova, la una de tip Europa Occidentală mai puternică în Ardeal, una meridională în, la Răgățeni. Deci răgățenii au strămoși meridionali, iar ardelenii au un ADN care, într-adevăr, îi propun pe ardeleni pentru Occident. De pentru că au de ADN pro-occidental, să-i zicem așa. Să nu uităm de Bogdan și de Dragoș, care au coborât din Maramureș. Au descălicat în Moldova unul și în Moldova. Da, da. O Sibiancă, maestre, îmi spune, scrie pe site, ce? Unde poate să voteze în seara asta, regățeni. Spune, trăiește de 9 ani în Sibiu și s-a lovit tot timpul de exclusivismul și mândria ardelenilor. E posibil. Asta e posibil. Deci vreau să dar vă eu spun nu că despre n-am inventat toți. Această temă. Frații, ea există da. Și maestru Breban o știe da, că sigur, a făcut multe discuții pe acest subiect sigur, înserate. Așa că vrem, nu vrem, asta e realitatea. Da, eu în orice caz mă despart, mă extrag din această lume care face separare. Am părăsit tabăra ardelenilor? Nu, mă extrag, nu sunt, cum să spun eu, de ăsta care poate să facă regionalisme prost înțelese și asta prost direcționat. Asta durează de sute de ani aproape. Toată lumea vrea tricourile, astea putem să le spunem că le vom da, vom face aceste tricouri și le veți putea câștiga pe site. Asta este România celor mai mari 10 români. Avem un minut de publicitate și ne întoarcem la tema noastră de dispută. Mulțumesc! În viață o să ai parte de multe lucruri frumoase. Din toate o să înveți câte ceva. Și uite așa, o să crești mare. Mami, mami, a făcut o magie! Abonează-te la Cosmote Full Option. Primești până la 2000 de minute naționale și internaționale și chiar comunicare nelimitată în rețea. Cosmote, alături de tine. Acum poți alege ce-ți place. Telefoane la prețuri speciale sau până la 2400 de minute naționale și internaționale în plus. Subaru Forester este acum în oraș cu două oferte atractive. Avantaj client de până la 4.760 de euro sau posibilitate de finanțare începând cu 10% avans sau 0% dobândă. Ofertă valabilă pentru toată gama prin Subaru Finance și BCR Leasing. Subaru. Prin rețeaua autorizată Subaru Motors Trading. Știm de ce ai nevoie. La abonamentul Cosmote Full Option 130 primești 1500 de minute și 1500 de SMS-uri în rețea și 130 de minute naționale și internaționale. Vino acum în rețeaua Cosmote. Primești acest abonament și îți păstrezi numărul de telefon actual. Cosmote, alături de tine. Când viața ta evoluează, e bine să faci schimbările potrivite. Pinum Doors and Windows. Uși și ferestre pe măsura evoluției tale. Păr uscat și deteriorat? Stop! Inovația Schwarzkopf. Gliss Nutri Protect. Formula cu ulei de trandafir sălbatic repară părul degradat în 10 zile și îl protejează. Cu până la 140% mai multă strălucire și aspect sănătos. De ce să-l tai? Încearcă noul Gliss Nutri Protect. Schwarzkopf 111 ani. Îngrijire profesională a părului pentru tine. Charter 2009, Mallorca. Alegeți acum destinația de vis pentru vacanța de vară. Numai cu Paralela 45. S-a ieftinit luxul. Sunt dinții tăi protejați după periajul dentar? Până la primul suc? Prânz? Gustarea de după amiază? Sfârșitul zilei? Da, cu Colgate Total. E dovedit clinic că protejează împotriva bacteriilor de dimineața până seara. Noul Colgate Total cu formulă îmbunătățită. Protecție antibacteriană în timp de 12 ore. Colgate, marca cea mai recomandată și utilizată de medici dentiști. În evenimentul zilei citești povești care te interesează. Află din ziarul de mâine. Palatul Victoria. Un secret de stat de 60 de milioane de euro. Firma care va consolida sediul guvernului a fost desemnată fără licitație. Evenimentul zilei îți face cunoștință cu eroii momentului. Evenimentul zilei pentru cei care contează.
Noutăți de la Activia. Activia Fibre conține de acum cereale integrale și a devenit Activia Cereale Integrale. Este atât de gustos, încearcă-l și tu acum! O combinație de cereale integrale și iaurt Activia ce reglează tranzitul intestinal lent. Activia Cereale Integrale. Caută acum oferta specială Activia. Ăla vreau, până la anul tot vreau să vă enervez. Vă enervez. N-aveți umor. Enervez, n-aveți umor. Cum n-avem? Noi ardelenii ardelenii aveți umor. Hai de capul meu. Păi n-avem umor, dar avem altceva. Poți să-mi ziceți că ați inventat și bancurile. Puteți să avem de toate. De ce ține vreau să avem umor? Pe ultimul a fost acum pe Ger, care ți-l spun, făcut de ardeleni. Ia să auzi. În compartimentul de tren urcă un ardelean țăran, așa cioban, de la unde vrei, de la Poiana Sibiului, și deschide geamul pe Gerul ăla extraordinar. Și o doamnă din compartiment zice, bade, dar închide geamul că afară-i fric. Și ăsta bine, și-a închide geamul. Nu, acum afară-i mai cald. Ăsta e făcut de ardeleni. Dați un exemplu. Bancurile provin și bulă, cum spunea maestru Breban, recunoștea fair play mai devreme, bulă vine din regat. Bancurile sunt născute în Muntenia și în Oltenia. Dacă îmi permiteți, vă dau o glumă din literatura română, o schiță de Rebreanu, o glumă la un nivel superior, schița se cheamă Proștii. Eu cu prietenii mei, Groșan și Mureșan, adesea discutăm despre schița asta, două pagini jumate, niște țărani care vin noaptea cu carul mulți kilometri ca să ajungă într-o gară unde se ia trenul să plec, să meargă la Iarba Iulia. Prima oară că merg cu trenul, în sfârșit după ore întregi vine trenul, de schiță de Rebreanu, liber Rebreanu, care e din Bistrița Năsăud. Vine trenul, se agită, nu-i lasă să intre într-un vagon, nici în altul, stau pe gânduri, speriați, pleacă trenul și rămân în gara. Iată un tip de humor subiacent, un humor al lui Rebreanu, în care îl satirizează chiar pe... Deci proștii am fi noi, țăranii români, făcuți de Rebreanu. Probabil că de aici vine derivata balcanică a bancului, care mi se pare mult mai bun ca al vostru, și anume când pierd ardelenii trenul, știți ce zic? Ce înseamnă să n-ai lucrul tău. Păi asta e ardelene și nu-i făcut de noi. Noi l-am făcut și vi l-am dedicat vouă pentru că sunteți încet. Nu sunt juste. Nu e adevărat. Dar ardeleanul care vine la gară... Domnul Buș. Doar le spune cel mai nașpa lucru despre ardele. Dacă îmi dai drumul, eu vorbesc ca pierzi. Nu permis să vă întreb. Vreau să spun înainte ceva. Există bancuri cu ardeleni, există bancuri cu olteni, există bancuri cu moldoveni și aici se termină zona, cum să zic, zonele, regiunile care produc cu evrei. Produc bancuri. Ne referim la noi. Da, da. Nu există bancuri cu evrei din România. Bancuri cu munteni sau bancuri cu dobrogeni nu există. Nu există. Cred că e vorba de un anume tip de mobilitate mentală pe care, să spunem, aceste teritorii din sud, care sunt supuse moravurilor alunecoase de tip fanariot, ascut puțin. Sudicii sunt mai vicleni, sunt mai șmecheri, încearcă să-și acopere lenea mai adaptabil și efortul fizic cu iuțeală mentală. Ardelenii au niște bancuri foarte frumoase. Pentru că autorii lor sunt autorii, e greu de stabilit cine sunt autorii. Aceste bancuri par să fie făcute de alții decât de ardeleni. E suficient să-i orice din comportamentul unui ardelean se poate face. Spuneți un banc. Aveți o mare greșeală. Se poate? Ca într-un banc. Corectați-mă. Aveți o mare greșeală. Dumneavoastră. Da. Nu. Bancurile cu ardeleni și le fac ardeleni. Nu să cred. Paradox, mă rog. Doi, copii. Când el spune, vine la gară aia cu, nu ți-am spus eu, îi spune la băiat că e bine să aibă omul lucrurile când pierde trenul, dar spune el când vine să ia biletul de tren, dă-mi, te rog, un bilet până la Copșa Mică. Păi trenul de Copșa a plecat, dar unde s-a dus? Asta poate spune ceva despre încetinarea minții ardeleanului? Asta e bancul care l-au făcut muntenii despre ardeleanul cu parașuta, cu șepte, cu numer până la 10, cu deschiduri parașute. Nu l-am făcut. Despre aceste bancuri nu cred că râd ardelenii, pentru că sunt feluri firești de a fi ale ardelenilor, de care ceilalți non-ardelenii râd. Este o... Nu vi se pare? Nu vom putea niciodată. Umorului, chiar noi râdem extraordinar. Ca vostru. Atenție, hai să trecem puțin de nivelul bancurilor. Ați spus de viclenia mentală.
la nivel mic. A noastră? La noi prin trăirea în Imperiul Austriac și Maghiar, s-a scuțit altfel mintea în modul de a construi biserici, în modul de a construi opere. Blaga este singurul filozof cu un sistem post-kantian român. Deci putem discuta la diverse nivele. Eliade, Ionescu, să nu ne cantonăm numai la bancuri. Brâncuș. Aici iarăși vă batem, dar să ne cantonăm la bancuri. De academicianul, matematician, Moisil. Moisil, da, exact. Sau Rebreanu, titlul romanului românesc. Titlul romanului. Romanului modern. Nu, da. Romanului, chiar romanului. Roman. Și da. Novela. Cea mai frumoasă este Moartea lui Ippo, al lui Titus Popovici. Nu sunt novele mai bune ca asta. Da. Cuvântul Bucneanu, începând cu Caragiale. Da, știu că ți-a fost prieten. Doru, spune-mi celălalt. Cel mai rău lucru care se poate spune despre Ardeleni. Adică o chestie în așa. Ce spun regățenii? Ce regățenii corecte bucureșteni au un complex al capitalei de superioritate. Da. Eu îi apreciez foarte mult pe ardeleni. Soția mea este din Cluj și sunt... Ăla e Heidelbergul nostru. Cluj. Ia uite ce mândrie. Care l-a votat 3 mandate la rând pe Gheorghe Funar. Gheorghe Funar. A, și pe alții. Nu Clujul. Clujul, centura Clujului. Prietenii mei universitari și scriitori ne-am spus, voi nu vezi genă. Zice, nu, noi l-am votat centura. Centura votată de familia. Cred că lucrul cel mai, cum ca să și spun... centura Bucureștiului. Să știți, Bucureștiul nu mai e același de când am intrat în 52. Tot militare și Pantelimonul sunt două orașe, câte 2 milioane, 1 milion de locuitori, care votează altfel decât votează centrul intelectual al Bucureștiului. Cum e bancul da. Cu Bucureștiul? Uitați ce-a dus Ceaușescu în orașele ce-au făcut centurile în jurul orașului. Colonizat. Ștefan cel Mare, călare pe cal la bătălia de la Vaslui. Să întoarce așa, unde sunteți moldovenii mei? La Brașov, măria ta. De ce făceau la Brașov? Păi 3 sferturi din București nu sunt bucureșteni. Da, bine. Câți unguri avem în București? Știi că ziceați că n-avem unguri. Pesta, cel mai mare oraș. Despre asta e vorba. Nu știe foarte multă lume câți unguri avem în București. A fost la o vreme, au fost vreo 300.000. Da. Haideți să vedem că s-a descoperit acum, de curând, în Banat ceva. V-am zis eu că toți sunt români, și francezii cu Napoleon, și englezii cu tot cu prințul Charles, și suedezele, și Aba, și Boniem, și eschimoșii, și chinezii, toți. Și s-au înghesuit toți într-o peșteră mică și pitită prin Banat. Asta nu se pune la scor la ardeleni, că nu existau pe atunci. O să vedeți un documentar care s-ar putea să vă ajute la mândria asta de a fi ardelean. Ion, Maria și Vasile au trăit cu discreția și cumpătarea oamenilor de acum vreo 30.000 de ani, undeva mai la Dos, sau cel puțin așa pare din perspectiva celui care acum le vizitează locuința. Aici, în Munții Aninei, în 2002, au fost descoperite rămășițele lui Ion, rămășițe despre care cercetătorii au stabilit că sunt cele mai vechioase de european. Și așa Ion, cel de 40.000 de ani, l-a detronat pe un oarecare Homo sapiens african. Această mare descoperire, această peșteră cu oase din Banat, vreau să vă spun că e foarte importantă, pentru că pe harta proiectului genografic, care îmbrățișează practic toate continentele, nu sunt foarte multe puncte care pot fi considerate niște borne cruciale. Și astfel a reușit Ion cel Bătrân să pună România la originile umanității. Deci asta ar fi un motiv de mândrie, că în Banat s-au descoperit niște oase ale umanității. Și cu ce v-ați mai da mare, așa, dacă ați vrea să vă dați mare în Ardeal, ca ardelen, cam cu ce v-ați mândri? Cu mine. Bine, în afară de maestru Besoiu, maestru Breban aici. Bun, cu dumneavoastră ne dăm mari și noi. Și noi regățenii. Am copilărit pe... Mai ales noi constanțenii. Toate care... pânzele sus. Noi așa, filmul nostru, da, preferat, frumos, toate pânzele sus. Domnule, cum se spune? Da, era și Jean Constantin acolo și ăla e de la noi.
din Mangalia. Da. Și nu e țigan. Și Ilarion? Mai contează. Contează și enorm. Și nu știu câte posturi de televiziune. Ne-a Claris. Trei fac. Cine? Agaric, da? Ne-a Claris. A Claris, da, Ciobanu, da. Ilarion Ciobanu. Era, da, acolo era. De Vitanidis era tot mangaliot. E grec. Dar Dracula, de unde este maestră Brăban? De unde e Dracula? Țepe și Muntean. De la voi. Muntean a făcut carieră mare în Ardeal. Și puțină pușcărie. Așa mult, nu puțină. Multă. Vremea nu era. De acolo omul s-a... A ținut Matei Corvin, de-aia venit rău. Ca între români. Nu numai, ca între români. Ca de la Ardelean la Muntean. Păi dar nu fugeau toți. Uite să-ți spun o chestie. Noi avem... Mama mea spunea despre săsoaică vecină și despre unguroaică, unguroaică. Și bunica mea. V-au plecat așa și maestru. Păi au plecat, au este cam, o glumă. Nu mai aveți prea multe... Și știi că gluma care ți-o spun acum, n-ați făcut-o voi. Au făcut toți ardelini. Dar de unde știți, maestră? Noi știm că noi facem spun glumele. Exact că n-avea cum să o facă, pentru că nimeni nu știe unde e Măgura, ce sunt Dioare. Unde e cetatea pe care o construiau sașii și care există și astăzi. Câți ani a trăit în Regat și câți în Ardeal? Hai să o luăm altfel, să vedem. Stai, lasă-mă să spun bancul ăsta, că mă enervez, domnule. Păi asta vreau. Enervant. Asta vreau. E din Regat. Din Regat. Nu e din Regat, așa începe. E din Constanța, orașul care îl iubesc. Am impresia că nu e de acolo. Se dă drept. Și... Zic, doi ciobani se uitau la sașii aia care tot construiau acolo, duceau cărămizi, lemne, nu știu ce. Zice, ce fac ăștia, băi, Nicolae? Bac să am o cetate. Dar la ce le trebuie? Păi nu știu, dar peste 1000 de ani tot nouă ne-o lasă. Asta n-ați făcut-o voi, asta a făcut-o ăla. Tot sudul Transilvaniei, mai orașe sunt făcute de sași, care au colonizat sudul Transilvaniei în secolul XIII și XIV. Centrul orașului sunt făcute Cluj, Oradea de unguri. Nordul Maramureșului e românesc. Și noi ne lăudăm cu Maramureșul, cu Dragoș și cu Bogdan. Sigur, ideea... Păi vedeți, sigur că, dar eu le-am spus unor ardeleni, da, tot așa să-i enervez. Și cu mitul Fărcaș. Că... Bine, cu Drăguțul de Fărcaș. Da. Ei au făcut blocurile comuniste cu 4 etaje, comuniștii ardeleni, adică marile construcții ale Ardealului românești. Nu prea se văd de cele austriece, ungurești și așa mai departe. S-ar pune întrebarea dacă s-ar retrage sașii și ungurii din civilizația Ardealului ar rămâne? Păi au rămas, dar de obicei... În cât timp v-ați devenit regățini? Lasă-l să continue. Adică atributele moderne sau contemporane ale ardelenilor, hărnicia, civilizația, buna creștere, ar rămâne multă vreme în picioare? Dați-o clipă, dă-mi să răspund. Primul rând, ar rămâne ardelenii, domnul. Iar noi am câștigat la Trianon, la 1918, România Mare. Sigur. Dumneavoastră ați devenit România Mare prin faptul că noi am făcut mulți copii. Tatăl meu, deși bunicul meu era preot protopop, bunicul meu Nicolae Breban, care a zis ce o biserică, noi și zideam, nici voi n-ați zidit mare lucru aici. Era mântine. Și greu cu nu, atâta năvale. Nu vorbim, nu discutăm de ce. Nu ați zidit. Am spus că cine au zidit au fost sași și unguri. Nu am zidit și poate că nu eram sigur de viitor. Deci tatăl meu a fost al 13-lea la familie. Dar în sat erau 17, 18, 19 și așa, pentru că s-a adus pentru prima oară criteriul demografic la Trianon, spre furia ungurilor, așa s-au fabricat, cum zic ungurii, și poate au de toate, cele trei state la Trianon, Cehoslovacia, România și Iugoslavia. Deci dacă care... v-ați fi născut în Regat, erați alt om acum? Nu puteam decât acolo. Aha, uite... În fumorare, câtă trufie la acești oameni. Eu sunt foarte mândru că m-am născut în Baia Mare, dar și dintr-o mamă nemțoaică. Așa cum prietenul meu, Nichita, era mândru, sau trebuia să fie mândru, că s-a născut în România, deși era dintr-o mamă rusoaică și knaz. Nichita era knaz, era prinț. Deci, ardelenii rămân și ardelenii au fost, cum vă spun, 3 secole, creând școala ardeleană, creând mișcarea mare a școlii ardeleane, cea mai puternică mișcare politică de luptă pentru descoperirea originilor latine, românești, pentru introducerea limbii literei latine. Impresionantă, dar puțin ridicolă, știți, cu latinismul ăsta adus în... Scriitori toți aici. Să vorbiți. Nu chiar, suntem bine jurnaliști. Noi suntem bine jurnaliști. Păi deci tot umbli cu... O clipă. Dumneavoastră vă referiți sau prin Caragiale ridicol, sau prin Laurean Cimasin, sau chiar prin Heliade, care făcea exagerațiuni, vezi, sufixul lung, e de tipul acesta, exagerații latiniste sau italiene. Dar mișcarea ardeleană, școlana de literară de la Roma,
istoricii Șincai, Samuel Micu, Bibliile în limba română au fost făcute atunci sub unguri, iar poezii lui Goga, care nu știu dacă l-ați mai învățat la școală, așa, la noi sunt codii vertebrați, sunt publicate în 1905 la Budapesta, în plină ungurime. Deci, iată, asta ar rămâne din Ardeal, ardelenismul. Admiteți că există un complex de superioritate al ardeleanului de astăzi față de Răgățean? Nu, fii puțin, domnul Mihai. Nu, era și în 24, la 6 ani după unire. Nu. Dar noi n-am fost acolo. Da. Adineaura s-a amintit de faptul că se dă vina pe mitiți, pe Răgățeni, în legătură cu dictatura ceaușistă. Și am avut discuții și am discuții cu unii ardeleni care cred că dacă era capitala la Brașov sau la Cluj, nu aveam o asemenea dictatură. Eu nu cred. Nu. N-ai rost să dăm vina unii pe alții. No. Toți am fost lași și nepăsători și n-am știut să ne organizăm sub Ceaușescu. Nu-i nimeni mai de vină, nu e o provincie mai vinovată decât asta. Domnilor care lucrați cu Condeiu, nu ți-ați zis că nu sunteți scriitor, nu mai gazdar, dar lucrați cu Condeiu. Cine v-a învățat corect românește? Gheorghe Lasu. Bravo. Din Africa. Păi mine m-a învățat corect românește liceul Mircea cel Bătrân din Constanța. Aia știu cum. Dar prima școală românească? Nu, vorbesc. Înțeleg, istoricește vorbim. Anton Pan de unde era? Apropo de școală. Vorbesc de limba românească. Ăștia trei care au fost din Sadu, da. 7 km de lângă Tălmaci, de 16 km de la Sibiu, Samuel Klein, Ion Pioaru Molnar, Inocențiu Klein, care prin biserica asta unită au reușit să ajungă la propaganda Fide în Italia, da. Și să descopere latinitatea, da, poporului să român. Și, da. Au descoperit latinitatea poporului nostru. Noi și școala ardeleană. Dar n-avem, domn Mihai, n-avem niciun sentiment de autoritate. Nu vrem să ne împăcăm cu voi. Dar nu e aia că nu vreți să vă împăcați. Uite că ne-a corupt o fată. A luat-o de la Cluj. N-a distrus-o, dar a distrus-o tradiție. Am prins-o la București, că la București venise. De ce vor separație? De scrie cineva pe site pe guvernatorul.net că vor să fie singuri, vor autonomie, de exemplu spune, uite, domnule, eu sunt german, se de părere că Ardealul și Banatul se regăsesc mult mai bine în Europa ca restul României. Și asta o spun cu o experiență de peste 20 de ani în Germania. Deci, iată, totuși, complexele de superioritate ale tuturor ardelenilor. Unii. Percepție. Sigur că nu putem măsura. Eu sunt cetățean german. Ce vreau să vă spun? Eu sunt cetățean german. După mamă. Cetățean german. Deutsche Bundesbürger. Din 72 sunt la München în cetățean german. Toată familia. Și nu cred că Ardealul și Banatul mai aproape de Germania Federală decât... 23% dintre români se declară ardeleni. Ardeleni, când 23. Întreb, voi ce sunteți? Noi suntem ardeleni. 23%. Dar vreau să vă spun ceva, copii. Totuși. Din istorie. Și nici nu-i corect, Ardelii vine din maghiară. Se numește Transilvania, dacă tot... Nu, Ardeal, Erdei, înseamnă Ardeal. Da, Transilvania. Nu, dar nu vine de la Erdele, e o discuție lingvistică, aici e complicat. E contestată. Cum și Mitică, că vine de la Sfântul Dumitru, patronul Bucureștiului, dar de fapt vine de la personajul lui Caragiale și care l-a făcut. Mișto de unde vine? Mișto. Mitștoc. Mitștoc, din nemțește. Mitștoc, adică un om mândru care... Nu. Erau negustorii care veneau în Lipscan, lipscănare, duceau marfa, aveau ca un poster, dar era desenat pe o tablă, și veniți la tase că vă îmbracă Mișto, Miștoc. Era un domn cu pălărie tare, cu costume în vest, domn, de la costum, de la pălărie, la costum Hai și să baston. Brevan, spune cineva din Baia Mare așa, tot pe site-ul guvern. La noi aici, la Baia Mare, nimeni nu jură. E pe naiba. Să nu. Decât când dar sunt ardeleni. Bine. Băi, care își exacerbează prostește acest timp de patriotism de bloc. Adică la noi, la voi aici, mai spune ceva pe site, șmecheria asta voastră a politicienilor răgățeni a dus țara unde a dus. Ați văzut câți politicieni avem din Ardeal? Da. Astăzi. Să-i lăsăm pe cei vechi. Astăzi. Bun, acum, e limpede că există motive întemeiate pentru care ardelenii pot fi considerați mai civilizați în comportamentul, să spunem, gospodăresc sau civic decât regățenii. Eu am stat între ei, i-am cunoscut. Problema este în altă parte. Problema este când din acest, să spunem, fapt, se dezvoltă un...
pentru a treia oară în seara asta, dar trebuie să spunem, un complex de superioritate. Aceasta e problema, pentru că au fost contexte diferite. Regatul, vechiul regat, a fost în calea năvălitorilor și așa mai departe. Ceilalți au fost sub influența ungurilor și ungurii sub influența austriecilor. Lasă ungurii, nu mai vorbiți de influența ungurească. Au fost contexte așa diferite. E, degeaba boftica. Austriacul. Nu știu, tatăl meu cu liceu la unguri, la Oradea, la Pasiva, vorbea perfect maghiară. Țăranii români în evul mediu nu erau prin... nu erau primiți în burguri. Erau în mod firesc, nu era vreo. Erau la marginea orașului. Erau la marginea orașului. Se închidea, avea patru porți, dacă vreți istoria. Există, mentalul a evoluat diferit, sau mai bine zis mentalitatea, pentru că relația dintre românii din sud și din și minorități a fost de alt tip decât cea între, să zicem, etniile din Ardeal. În sud a existat, deși a fost sub presiunea militară a imperiului, a turcilor, a fost un tip de multiculturalitate jovială. N-au fost niciodată atât de învărșunați. Erau suprafațiști. Superficiali, dar era și o formulă de supraviețuire. Câte vreme dincolo, administrația maghiară nu a permis multă, cum să spun, libertate românilor. Și românii au dezvoltat un alt tip de mental colectiv. Știți care sunt cei mai mulți care au votat în seara asta pe site? Sunt cei mai implicați în această dispută. Ardeleni. Cei mai mulți... Cele mai multe mesaje sunt pentru că ei ne provoacă. Regățenii sunt mult mai relaxați. Mai chema ca să vorbesc? Îți vorbesc. Te rog. Așa. Cine, ca să le pun la punct pe ardelenii mei care exagerează, cine a venit cu ideea României mari? De unde a plecat? În februarie au început în Basarabia, basarabenii. Astăzi toți tâmpiții spun, sunt din Republica Moldova, nu spune din Basarabia. Pentru că s-a inventat sintagma asta idiotă că au făcut o republică Stalin și cu aia care au făcut Uniunea Sovietică și au luat pe amărâția aia. Dar ei sunt basarabeni, sunt români, Moldova e de la Suceava până jos la Galați, în colonă. Dar... Când noi ne lăudăm atâta cu Ardealul ăsta, noi am trăit într-o etapă în care am fost influențați de o țară ultra-civilizată cum erau Austria. Ba mai mult, dacă aminte că ați fost și ajutați ardelenii de către politicienii de la București. Și așa. Și cei care au venit, au trecut, treceți batalioane române, carpații, se referă la regățeni care au venit și au eliberat Ardeal. Vreți să ne împăcăm acum la sfârșit? Păi nu că vreau să ne împăcăm. E clar. Dar ca să știți, și Mircea Dem Rădulescu, care a scris extraordinara poezia Ardealul, era regățean. Deci, până la urmă, toți suntem români, să înțeleg. Păi, asta ar fi mai mult sau mai puțin onești. Nu putem reuși decât împreună. Cum sau așa. Dar vreau să cel mai bun banc cu Ardelen pe care îl știți. Și încheie. Ăla îl știi cu țuc pozaum, țuc trombonul? Nu. Ardeleanul care merge vine la operă. Da, la filarmonică. Da, nu, era concert mare, da. La operă, nu era la operă, eu așa știu. Și primește și el un bilet la galerie și orchestra își făcea, cum să, exercițiul de... Repetiția de dinainte. De dinainte, acordarea. Și ochii lui sunt atrași la ăla care cânta la țuc trombon. Trombon cu culise se cheamă. Așa. Țuc pozon, țuc trombon, nu știu. Deci vezi, vorbesc și altă limbă ei, de fapt. Da, da, asta. Noi suntem acum la un, cum zice neamțul, Tisch gespreche, știi? Da. O discuție la masă, da. Și se uită Ardeleanu, începe uvertura, se ridică cortina, el tot cu ochiul ăla la țuc trombon, cântă aia, aria, și se dă pauza, se repede cadementul de la galeria de la Teatrul Național din Cluj, de la operă, direct la fusa de orchestră, îi smulge lui ațuc trombonă din mână și zice, păi dă-l, domnule, în pizna, nu mă, să că trebuie să iasă. Da. Nu știam cu Ardeleanu, o știam cu... Da, mulțumesc foarte mult pentru că ați participat la această dispută, care mai trebuie să continuăm. Există, bine, sunteți niște înțelepți și evident că nu o să încurajați conflictul. Nu, am spus bine, trăim de prea multă vreme în București, suntem corupți de vechi. Păi nu, puiule, am venit să facem carieră aici, că e capitala. A, de-a avut carieră, da. Deci aici ai televiziune, aici ai cinematografie. Mulți ardeleni în momentul ăsta o să vă facă trădători. Nu spuneți chestia asta. De ce? Că ați venit în capitală să faceți carieră. Dar ce puteam să fac? N-am părăsit. Am jucat la teatru din Sibiu. O frază ca să te minchimi. Dânsul a spus de Miorița. În textele mele, vă spunem că am patru volume de memorii,
în primul volum, debuturile mele, vorbesc de certurile mele cu prietenii mei regățeni, cu Matei Crănescu, Nicita Stănescu și alți câțiva, Grigore Agiu, care apărau Miorița și eu apăream Toma Limoș, pentru că mi se părea că Miorița este victimizarea adusă la... Banditul ăla de Toma Limoș? Da, da, păi, pentru că Miorița este victimizarea. Apropo de regățeni, da, mă rog. Ai vrut să spui, n-ai terminat. Da, nimic, da, păi eu pot să și scriu, nu trebuie să... Maestre Besoiu, ultimul cuvânt. Așa, zi, vrei? Zi. Să spun un catren, două catrene dintr-o poezie pe un poet care se cheamă din Drăgășani era. El și ca și Gip Mihăiescu, drăgășeneni, a scris o doină haiducească, pentru că spiritul ăsta s-a născut în Oltenie, și spune: murit Toma Alimoș și Iancu Jeanu, i mort și el, și pe Prichindel azi noapte ștreangul a făcut cercel. Plânge române, plânge Oltene, plângă-ți vița ta domnească, pierd haiduci și cu dânsii moare doina românească. Asta hai să ne apucăm, da. Păi dacă îmi spun... Au astea matricele spirituale ale tuturor. Trească vechiul regat. Da, mulțumim foarte mult scriitorului Nicolae Breban și maestrului Ion Besoiu. Trebuie să vă anunț că pe guvernatorul.net ne-ați făcut knockout. Cum? Adică v-am dat niște pumni în... pe guvernatorul.ro am luat bătaie cu, cred că, 75% la 25%. Deci am vins Ardealul. Deci mai sunt români în Ardeal. Păi nu că ai vorbit de fotbal, mulțumesc acum publicitatea, nu mai stiu emisie. Da. Am vorbit de fotbal, păi marele echipe care au... Vreau să economisesc, dar familia mea merită produse de calitate. Hei! Fii atentă cum poți economisi inteligent! Mărcile de calitate în pachete mari îți aduc economii de până la 30% în comparație cu pachetele cele mai mici. Vezi? Mai mare, mai inteligent! Așa ca mine! Caută-mă în magazine! Îți voi arăta cum să faci mega economii cu produse de mega calitate! Vino acum în magazinele Internity! Abonează-te la Cosmote și ai telefonul Nokia 7310 Supernova începând cu numai un leu la abonamentele Cosmote Full Option. Internity și Cosmote, non-stop dedicați clienții noștri. Încearcă noua variantă Persil Gold Plus Nature Fresh. Curățenie absolută Persil pe care o poți vedea, simți și mirosi. Bucură-te de parfumul reconfortant și plin de prospețime al naturii dat de rufele tale. Descoperă curățenie absolută. Acum, cu cel mai proaspăt parfum Persil. Noua variantă Persil Nature Fresh. Nu știu alții cum sunt, dar eu nu sunt ca ei. Dacă vrei să citești amintiri din copilărie în varianta autentică și integrală, caută Cartea de Acasă, o colecție unică de literatură română originală și completă, de la ERC Press. Adu-ți aminte să plătești facturile la gaze, curent, cablu TV sau telefon prin punctele de plată PayPoint, în magazinul unde îți faci cumpărăturile. PayPoint. Ușor de găsit, ușor de plătit. It seems there's always somebody complaining. The boss is always on my back and I'm straining. But I'm not complaining. All I gotta do is, and then I can. Just a little bit of... După serviciu, răcorește-te cu Scol. Nu-ți lăsa visele să te aștepte. Prostaurgenin 1. Rezolvă-ți urgent problema prostatei. Se simte ceva nou în aer. Un val de plăcere irezistibilă. Noul Lipton Iced Tea cu zmeură. Surprinzător de savuros și perfect răcoritor. Lipton Tea can do that. Noua mascara False Lash Effect are cea mai voluminoasă periuță Max Factor. Gene de două ori mai lungi. Pentru gene spectaculoase, cum nu credeai că poți avea vreodată. Bucură-te de două mascara Max Factor la un preț special. De la Max Factor. Chi può fermare il fiume che corre verso il mare? Le rondini nel cielo che vanno verso il sole. Chi può cambiare l'amore? Per te. Don Café, Dio, cafea cu suflet. Atunci când ai promis că vii,
mi-am pus cămașa de nylon, aceea cu pasmanterii și-n suflet încă un zorzon. Mă lustruisem, mă lustruisem, mă lustruisem pe bolul meu. Pășeam atent, pășeam atent, pășeam atent să nu mai sfar. Mișcându-mă, mișcându-mă, mișcându-mă destul de greu. Înfipt în blugi, înfipt în blugi, înfipt în blugi, blăjeam dar. După 20 de ani de căsnicie, soția premierului italian Silvio Berlusconi s-a hotărât să divorțeze. S-a săturat ca soțul ei să-și deconteze aventurile amoroase cu funcții guvernamentale. Se pare că picătura care a umplut paharul se numește Marea Carfania. Fost model, fostă miss, fostă prezentatoare TV, cum altfel, că așa se poartă, actualmente aspirantă la portofoliu de ministru al familiei. Aoleu, asta e aia care i s-a declarat că ar merge cu ea oriunde, chiar și pe o insulă pustie. Bine, bine, o fi gratis cazarea sub palmier, dar putea și el să-i găsească un minister la care să deconteze și drumul spre destinațiile exotice. La turism, de exemplu. Puțin îl regretă pe președintele Bush. Printre cei puțin se numără și puțintelul Sarkozy. De ce? Pentru că indiferent de cât de mică era țara ta, președintele Bush te trata ca pe egalul său. Democratul Obama nu pare la fel de democrat cu omologii săi. La el dimensiunea țării contează, pentru că a lui e mare. Și când ai dita mai țara, îți permit să-l ironizezi pe Sarkozy, la micul care susține că a lui e totuși vioaie. Să fie oare de ajuns? Întrebarea asta îi macină pe toți bărbații de stat. Miron Cosma, ați auzit de Luceafărul Cuilei, s-a însurat de bucurie, un minut întreg s-a pupat pe gură cu soția. Fericita aleasă avea 20 de ani la mineriada din 13-15. Aproape sigur că în 90 era studentă la drept. În mod normal a fost golancă. Așa ca orice student pe vremea. Dacă ar fi prins-o minerii pe stradă, mai mult ca sigur că ar fi încasat-o zdravăn. Ca orice intelectual. Caz în care, în prima noapte, ar fi trebuit să-i mărturisească. Știi, Miron, trebuie să-ți spun ceva. Nu ești primul miner din viața mea. Au mai fost vreo 30-40. Delir mistic la OTV. În noaptea de miercuri spre joi, cu ajutorul unei clar văzătoare, Dan Diaconescu a invocat spiritele soților Ceaușescu. Deocamdată i-au răspuns doar niște lingăi dintre cei care îl înconjuraseră pe Neanicu ca să nu-i spună ce se petrece în țara asta. Știți că el nu știa. Până la aflarea conturilor secrete, mai e loc de sute de episoade. La aceeași oră, Luis Lăzăruș, gazda emisiunii Lazarus Show de pe Canal D, prezenta o telepată care comunica cu cine credeți? Cu câinele Elenei Merișoreanu. Câine cu care îndrăgita interpretă de muzică populară nu se putea înțelege, întrucât l-a adus din America și nu pricepe o iotă românește. Orice îl întreabă, el răspunde cu aceeași întrebare. How? Adică cum? În orice caz, Luis Lăzăruș mai are de învățat televiziune. Dacă voia să-și întreacă maestru câteva puncte de rating, trebuia să o pună pe telepata să ia legătura cu labradorii Corbu și Sharona, câinii soților Ceaușescu. La începutul lunii, vă mai aduceți aminte de Bivolaru? Ăla refugiat politic în Suedia pe undeva. La începutul lunii mai, peste 3500 de adepți MISA s-au adunat la Băile Herculane ca să o pună. Ca în fiecare an, de o spirală de primăvară. Pentru țăranii din zonă, invazia yoghinilor e o adevărată mană cerească. În fiecare an, triplează prețurile la legumele și fructele din piață, știind că discipolii lui Gregorian Bivolaru numai asta mănâncă. Dacă ar ști ei și ce beau, oameni s-ar face.
Și acum am invitat, ca să ne râdem de cei de prost gust în țara noastră, pe cineva. Haideți să vi-l prezentăm mai bine cu o casetă beta. Și ăla micu apasă pe lanternă. Laser, frate. Încep. Urâtul, două lasă. Ciudata maimuța turbată la grati. Noroc cu roboțelul la micul ăla rotund la cap. Cu mânuța aia lui, îi dă drumul în pușcărie să te ții. E, la sfârșit ce să vezi, ăla negru de respira greu, îl știi. Era tasul, mă. Bă, berbecule, ți-am zis, mă, că-i popă. Tu nimic, Batman, Batman! Da, Bogdane, că eu pot să te rog chestia asta. Așa. Mai fă-mi și mie cu maimuța asta, că aia mi-a plăcut. Ciudata maimuță. De asta? Da. N-are niciun efect sonor, totul e făcut live. Știu când l-ai făcut. Când da. Ne prostim. Da. S-ar putea să fie opera vieții tale, crezi? Eu să lași două nu. Spoturi sper în urmă nu, în nu. Care ai jucat, mă rog. Sper, a, în care am jucat e aproape care sigur. Jucat, da. Da. Nu vrei să mai joci în spoturi? Nu cred. Dar au ieșit foarte mișto, deci noi râdem. Noi râdem și acum la dacă el. E, bă, dacă, bă, ca să spun așa, conceptul o cere, da, atunci o să jucăm împreună ceva. Asta cu plăcere, nu? Gândește-te, când ai vreun casting mai... Când am, trebuie să ceară produsul, mă, sau brandul respectiv. Că nu joc de dragul de a juca, da. Joc că mi-a cerut personajul. Am înțeles. Hai să-ți arăt niște spoturi de ale noastre. Ia. De exemplu, un Spider City. Ai auzit de Spider City? Nu. Nu? Orașul lui Spider-Man? Da. Trăiești în el. Ia. Hai să vedem. Nouă miticilor, ne place să despicăm firul în patru până vedem roșu în fața talk show-ului. Dar dacă începem să și vedem fire multe în fața ochilor, nu o să mai putem urca la volan de frică să nu mai vedem mai multe mașini, mai mulți polițiști, mai multe stopuri. Dar dacă totuși ne pune dracu și ne uităm în sus, mergând, de exemplu, prin București cu mașina, ce vedem? Și mai multe fire. Voi sunteți siguri că drogurile au fost interzise? Sau se filmează o scenă din Spider-Man la noi în capitala neamului prost? Hai să ne uităm la material. O junglă de cabluri care atârnă pe și între stâlpi care se cațără pe blocuri, care încolocește tot. Pe strada Dorobanții, o anaconda iese din pământ, se înfășoară pe stâlp, urcă în pom, coboară, se încolocește pe un gard și se cațără iar într-un pom. Așadar, atenție la cablurile tip anaconda. În centrul Bucureștiului pot șerpui și la numai 10 cm de capetele trecătorilor. Cum ți se pare acest cablu care ajunge la nivelul capului trecătorilor? Comod. Dacă ar fi puțin mai jos, crezi că ai putea să sar coarda? Da, am întâlnit și astfel de cabluri în care m-am împiedicat, da, cum să nu. Nu numai anaconda, ci și multe alte și periculoase specii de șerpi pândesc de pe stâlpi. Pe strada Ștefan cel Mare, parcă Spider-Man a plecat în grabă și și-a uitat plasele întinse pe de-a rândul. Cum ți se par cablurile acelea? Se pare că ar semăna cu pânzele lui Spider-Man? Nu, că sunt negre. Sunt negre, dar altfel Spider-Man crezi că ar putea să se cațere pe ele? Nu, deloc. De ce? Sunt periculoase. Oare Spider-Man a trecut și pe Vasile Lascăr? Și pe la Arcul de Triumf? Sau pe Hristo Botev? În piața Rosetti, steagul Uniunii Europene flutură printre plasele de cabluri. Iar la sediul PNC, un papion din cabluri ne amintește instantaneu de domnul Rațiu. Bună, voi de unde sunteți? Suntem din Beijing. În Beijing aveți mănunchiuri din astea de cabluri pe întinse prin tot orașul? Da, avem, dar nu așa de mult, cred. Nu așa de mult. Ai mai văzut în alte capitale să fie așa ceva?
Nu știu, am fost la multe capitale, ca și Berlin sau Australia, capitala de Australia și Beijing, dar cablurile de București e un pic special. Deci, trăim într-o... Noi am încercat să măsurăm cam cât de lungi sunt cablurile astea. Înconjoară Bucureștiul, pe unde n-am reușit. Dar nu, cred nu că trebuie, no, trebuie să ceri niște devize de pe undeva, că spun eu, dar acolo vezi că exact... Dar n-am știut totuși chiar atât de rău, cât ne-am obișnuit totuși cu un oraș care, dacă îl privești așa la televizor, te sperie, adică... Nu știu care, eu nu știu câte dintre ele ori mai fi funcționale, utile. Eu mi-imaginez că trei sferturi din astea nu mai folosesc la absolut nimica. Dar sunt și de rezervă încolo. Citez de rezervă pentru următorii clienți, adică... Doi la mână, ca să nu mai... N-am pus alea care fură curent. Următorii clienți de ce? De telefoane? De telefoane, de cablu, de net, de... Totul de trece pe deasupra noastră. Toată lumea de la butic. Renunță din ce în ce mai tare la fixuri, să-și ia mobile. Mai are unul reșeu la butică, da? Și cade tot timpul siguranța. Bag un cablu, mai tragi un cablu la... Deci în București ăsta aveau... Au dreptate și ardelene ăștia, cred că, până la urmă. Dar ce crezi că prin Ardeal sunt îngropate toate în pământ? Am văzut eu un singur cartier, știu unde sunt îngropate toate în pământ. Nu vezi un cablu, e în Alba Iulia, dar în rest n-am văzut cartiere fără Și crezi că ar fi bine să le tăiem într-o noapte pe toate? Doamne ferește, ce ai? Avem mobile, putem să le tăiem, nu cred că e o dramă. Dar eu, pe bune, nu știu la ce folosesc. Colacii ăștia, cel puțin, mă uit acum la o imagine plină de rezerve. Numai rezervă. Și unde la Teatrul Național? Nu cred să se construiască vreun mare bloc pe lângă Teatrul Național într-un an, să aibă nevoie de toate cablurile. Da, poate vorbim cu doamna Odrea și facem obiectiv turistic. Așa ceva nu s-a mai văzut. Da, adică... trebuie să inventăm. Știi cum aveau brazilienii la un dat? Aveau un sport ăsta extrem, sport extrem, sport urban. Alergau pe metrouri. De nebun, pe trenuri. Săreau de pe unul pe altul. Train surfing. Poate facem o șmecherie de asta. Cable surfing până București. Inventăm. Da, uite, trebuie să faci... Mănuși de alea de cauciuc ca la șofiere de troleibuz, dacă mai ții minte cum aveau mănușile aia când trăgeau de fire și aia, dă-i planet, du-te. O punem pe Nadia să facă două, trei spoturi de promovare și... Dar crezi că ai putea să faci niște slogane la orașul ăsta al lui Spider-Man, Spider City? Da, dacă vine gripa porcină, cred că putem să-i strângem pe porci cu cablu de gât sau să-i curentăm. Să-i electrocutăm. Asta oricum am înțeles că e mai apropiat de normele Uniunii Europene. Poate la asta, mă, ne trebuie cablurile. Asta cu... Da, mai avem și alte materiale, o să vezi și alte ciudățenii care ne înconjoară. Dar hai să mă vezi pe mine artist, că și tu ai jucat într-un spot, hai să mă vezi și pe mine interpretând. Foarte frumos. Da. Dar te-am mai văzut, mă, pe-n corul vânătorilor, pe-n te-am mai văzut de lungul vremii. Mulți ani, da. Da, hai să vedem, să mă vedem și pe mine. M-am dorit de mic copil un frățior, dar erau vremuri grele. În vacanță, ca să nu stau singur, bunicii mă trimiteau cu vaca la râu. E, Doinița, cu ea puteai să vorbești de toate. A plecat în Anglia, s-a realizat, au dat-o și aia la TV chiar. Ca tot bucureștean am avut și eu un maidanez, Bobița. Pe lângă bloc, că nu mă lăsa soția cu el în casă. A venit Băsescu, haț l-a luat. Ce-o fi trebuit lui, nu știu că la ora aia îl avea pe Bodo. Da, tate, știu, vrei în par, dar acolo nu se poate că n-ai voie nici cu bicicleta. Am avut o găinușă de-aia de Patagonia cu gâtul roșu. Două ore am lăsat-o nepăzită în balcon, niște vecini securiști au denunțat-o la OMS cu aviara aia. Când m-am întors, baraj în stradă, coborau mascați pe fațadă cu frânghii să-mi o gazez. Ai vrei, tati?
punem și puțină lămâie în apă, ca așa e. Gata cu singurătatea. Îl am pe Pedro, e mexican. S-a refugiat la noi de când cu criza asta. Cred că e refugiat politic. La ei o zi dacă întârzi sau vii răcit la slujbă, te-ai ars. În România, zic că dacă ești porc, reușești sigur. Cel puțin așa se spune la ei în Mexic. Pedro, tată, dacă nu te prinde Interpolul, aici e de tine. Facem afaceri grase, moșule, mai prins și tu ceva, o sânză. Și Crăciunul îți promite, tata, că-l facem în familie. Pentru sănătatea dumneavoastră și a celor dragi, evitați excesul de primari ambițioși, miniștri șmecheri și grăsimi. Bogdane, tu crezi în crizele astea porcine, cabaline, vaccine? Băi, eu deja, eu de la 11 septembrie încoace am început să mă îndoiesc. Dacă nu trăim, nu trăim decât în teorie de asta conspirații. Și eu mă gândesc, cum naiba să vin virus numai la astea alimentare? Știi, la ce mâncăm? N-am auzit de febra cangurilor, de astea, de animale exact, da. Absolut nefolositoare omului, cum învățăm. Ebola a fost uitată, dacă ți-au ce aminte. Deci toate apar numai... Astea care fac profit prin vânzare de vaccinuri. Eu cred că a fost așa, băieții cu porcul și cu puiul le-au pus o lora cu vaca prima oară, nu s-a mai vândut pic de carne de vacă, răzbunarea vacii cu producătorilor de vacă, cu producătorii de porc, au băgat-o pe aia cu aviara, acum s-au unit ăștia la doi să-i omoare pe producătorii de carne de porc. Deci cam așa arată. Fermă animalistă. Da. Cam așa arată. Virus, toți virusii ăștia cu un nume de mutare, de șac. Crezi că urmează oile? Nu știu cât e piața, s-ar putea. Păi ce să mai fie? Oile, după care trec la asta, da, lapte, ouă... Să-ți dai seama cât chinuie nu numai animalele, ci și oamenii. Știi că în Afganistan era un singur porc. Am văzut știre săptămâna trecută. La zoo. L-au băgat în carantină. Păi, dar ăla nici n-a făcut la cine să se bolnăvească, săracul, na? Deci unul singur. Ăla este acum arestat la domiciliu. Avea poate o prietenă, o văcuță, o căpriță, ce găsea pe grădina zoologică mai pe seară. Gata, omul... porcul. Dar stai să vezi că acum cred că se mută. Citeam astăzi o știre cu o ursoaică de pe nu știu de pe unde, de pe Brașov, nu știu de pe unde, de pe la noi. Au omorât doi porci mistreți acum la zoo. Deci stai să vezi cum mutații virus la urși. Se mută la urși virus. Sare la bere, gata, ursul. Cine dă banii pe vaccinul ăsta? Sau cine câștigă banii pe vaccinul ăsta? Dar apropo de porc, hai să vezi ce s-a întâmplat în Cehia, aici, la vecinii noștri. Să lucrezi în presă nu-i chiar cea mai longevivă slujbă care le se există pe la noi. Iar în televiziune este Vietnam, tată. Te dor, nu te dor ovarele, la fix trebuie să intri în direct și la fără cinci ești machiat. De aceea, dacă n-ai umor, ești terminat cu capul. Dar dacă cineva ți-a capul pentru că ai umor, se întâmplă chiar și în ProTV-ul lui Sârbu, din Cehia. Ia să vedem, la noi e tot așa. Sorin Ovidiu Vântule, pe cât punem pariu că n-ai curat să mă dai afară? Atunci... mă va apăra însuși președintele țării. Hai să vedem ce s-a întâmplat în... Da. La ședința de redacție, ce subiect ai? Radio, ce-o tu? Ce-o tu? Radio. Fufu. Fufu, ce-o tu, radio? Prasečí chřipka. Za krok tady. Já to neumím. Dělej. Zakrochtej, tady řadíš chřipka. Zakrochtej. A já. Și pe ăsta l-au dat afară. De ce? Că a făcut un filmuleț... Că a grăbăit în filmuleț. Tot de gripa porcină? Da. L-au dat afară. Nu mi explic. Bă, în Cehia poți să-ți închipi. Nu mi se pare ce... Nu credeam că Cehia a mai politică. A imaginea țară, televiziunii, da, în țară și în lume. Dacă a grohăit într-un clipuleț care a fost postat, a ieșit puțin... Da, e vreun, o fi vreun prezentator, vreun cunoscut. Că altfel habar n-ai în ce birou e. Nu știi că e televiziune, poate să fie firmă de contabilitate. Dacă e un fel de Adelin Petrișor de la ei. Aia, o fi vreun ăsta, Adelin Petrișor. Ultimul care a grohăit, da, cel mai convingător, da. Da. Săracul, poate l-angajăm noi la realitate. Da.
Hai să vedem ce se întâmplă pe aici, pe la noi în România și pe la vecini, dar după publicitate. Citroen C4 la un preț redus cu până la 25%. Citroen C3 la un preț redus cu până la 25%. Citroen C1 la un preț redus cu până la 15%. Vino acum să descoperi reduceri de până la 30% la modelele Citroen, în limita stocului disponibil. Citroen. Creative Technology. Vino acum în magazinele Internity. Abonează-te la Cosmote și ai telefonul Nokia 7310 Supernova, începând cu numai un leu la abonamentele Cosmote Full Option. Internity și Cosmote, non-stop dedicați clienților noștri. Adu-ți aminte să plătești facturile la gaze, curent, cablu TV sau telefon prin punctele de plată PayPoint, în magazinul unde îți faci cumpărăturile. PayPoint. Ușor de găsit, ușor de plătit. Citroen C3 Picasso, The Spacebox. Citroen, Creative Technology. 40 mai, săptămâna porților deschise. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. Păstrează telemeaua Hochland delicioasă și proaspătă mai mult timp în noua cutie de 500 de grame. Hochland, bucuria gustului. The Insignia Project. So that's what they've been hiding. I've never seen handling like this. Dig up everything you can. This car is different. So much power, so little fuel. How is that possible? The lights can adapt to different conditions. What else can it do? Insignia. Am primit o misivă de la Casa Imperială și cum că se filmează și că se joacă Romeo și Julietă. Și am trimis oamenii să vedem ce se întâmplă. Adică vine un sol de pace să facă tergi povestea lui Shakespeare. Și nu orice poveste, ci fix Romeo și Julietă. Bine, nici solul nu-i tocmai rudă cu Mercutio, dar aveți răbdare să ascultați acestea. Ne-am străduit să înfățișăm povestea. Povestea cu Romeo și Julietă. Departe e Verona cea mult încântătoare, dar peste gârlei satul, acum fără de stare, fiindcă răsună valea de certuri noi, cumplite, a două neamuri ură, străveche dușmănie, a izbucnit din nou, iubire să nu fie. Căci nepermis amor născutul s-a smintite dușmane două case de vrajbă despărțite. Solia disperată ajunge la palat. Mărite împărate, trebuie să mergi îndat. Cabinetul Majestății sale Imperiale a primit o cerere pentru medierea unui conflict dintre două caste din Bulgaria. Situația este generată de o relație dintre doi tineri care doresc să se căsătorească, dar se lovesc de refuzul familiilor acestora. Prin cutumile noastre, pe noi ne ține cam legați de rom. Nu ne lasă să intrăm în alte combinații cu românii, cu nemții. Ce-ar fi fost înainte dată ca acești neamuri să împerechere de hala andala? Asta le străveche alege țigănească, dar majestatea sa dorește să o îndulcească. Căci n-ar dori ca moartea deodată ca să vie călare pe iubire prin cea împărăție. Tinerii se găsesc la școală. Înainte nu se găseau pentru că nu mergeau la școală. Fata avea 17 ani și băiatul avea peste 18 ani. Destul de mare. Mărișoare. By thy, my sin is purged. Casele au fost în conflicte. Femeile noastre, bărbații noștri, oamenii noștri care sunt părinți, neamurile lor, încep problema țigănească.
ce ai tu cu fata mea? Și se aruncă cuvinte grele unul de la altul. Și e gata certă. Și așa iubirea mare se duce spre tortură. Ursari și căldărari sunt măcinați de ură. Dacă părinții nu le dau voie să se căsătorească, devenea problema aceea care a spus și dumneavoastră și alții cu Romeo și Julieta. Trebuia unul să moară din ei. Vă dușmăniți, eu știu, dar dușmăniți iubirea, le spuse împăratul mâhnit ca nemurirea. Vestul norii de hârtie, jos la poarta din Levant, este o împărăție. Și atunci am cerut în fața lor, le-am dat câteva exemple din România, că trăim în secolul 21, că suntem oamenii care nu mai sunt în partea cealaltă. Dacă cei doi să înțeleg bine copiii și dacă sunt mai tineri de căsătorie, noi căpetenia lor le putem da o derogare să se căsătorească mai din timp, să nu se întâmple și la noi cum s-a întâmplat la români. Tatăl fetii dă zetre la fata lui, iar tatăl băiatului face nuntă pentru asta. Și nunta se ridică în valoare cu zetrea care o dă tatăl fetii. Mărită fie ziua în care vrutau sorții să verse într-o baltă întreg pocalul morții. Ferice trai să aibă cei tineri namorați de însuși împăratul la viață dezlegați. Ai că e frumos, mă, și la ei, uite. Dar nu poate să se împărăcheze de halandala așa, totuși, fără... Păi, mie îmi place că exact ca românii la marile derbiuri, cheamă arbitru străin. Știi, așa? Așa și Bulgaria a chemat de la România, împăratul de la România. Tuturor, da. Dar, mă... Care împărat s-au pronunțat. S-au pronunțat la pluralul royal, da. Că noi suntem de împărăție. Adunești nouă bere. Au și ei dramele lor frumoase, cu happy end. Bine că e cu happy end, că putea să se lase cu sânge, o travă și alte nenorociri. Dar ce pot să zic, că vrem să facem acum un top. Ai văzut atlasul de mitocănie urbană? Da. Ai văzut, da? Da. Vrem să facem un atlas de mitocănie prezidențială, dar all over, așa. Adică mai mulți președinți. Mai mulți președinți. Că dacă tot am identificat tot felul de mârlan, gherțoi, pipițe și cocalari care de mall, trafic sau de acasă, ne-am gândit să frecăm și niște bastoane de mareșal și să alcătuim un atlas de mitocănie prezidențial. Bine, știu, și ei e oameni din carne, oase, voturi și scuipați, dar totuși mă gândesc că noi nu le dăm acestor supermeni dreptul la valiza nucleară să se înjure, să se îmbete sau să se scălâmbuie în fața sau chiar în spatele nostru. Așa că v-am pregătit imagini cu 4 președinți candidați la crime împotriva manierității. Iar pe voi vă aștept pe site-ul guvernatorul.ro pentru a vota cea mai groasă și nefăcută mitocănie de Casă Albă, Elizeu sau Palat. Voila de vedeți și, cum ar zice președinții puternici, get the fuck on site and vote. Atlas de mitocănie prezidențială, primul candidat, Berlusconi. Che Obama ha tutto per poter andare d'accordo con lui. Perché è giovane, è bello e anche abbronzato e quindi penso che si possa sviluppare una buona collaborazione. Mia mamma mi ha detto, beh, e allora voleva dire che eri il numero uno, l'unico. Mi ha fatto così. Protect.
Este legată de povestea de înainte, mă suna fata. Măi, unde zici că mă bagi, la turist sau la ce era ministru muncii, mediului, nu știu ce. Bă, dar ce seamănă italienii cu românii, mă? N-ai dacă stai bine să te gândești. Da. Dacă stai bine să te... Dar ce notă ai da așa pe scara de la 1 la 10 a mitocăniei? Că 10 e cea mai mare mitocănie? 10 e cea mai mare mitocănie și 1 e cea mai finuț. E primul, nu vine să-i dau 10. Un asta 8, e, așa, așa, parcă e primul. Parcă e primul. Stai să-i vedem și pe alții. Dar oricum, s-a luat și de Obama că e negru, a lăsat-o și pe Angela Merkel să aștepte nicio. Divorțează acum. Vin imediat. Vin imediat. Cancelarul. Stai puțin că am o gagică și terminăm. Am o combinație, vorbim. Adică, bă, nici al nostru n-a făcut chestia asta, adică. Dar și el are o istorie cu telefoane mobile. Are, tot. Are. O să o vedem și pe... Dai să-l vedem pe Drăguțul de Sarko sau Nicolas Sarkozy, președintele Franței. Hai să-l vedem. Quel imbécile. Quel imbécile. Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir excuser mon retard. Qui est dû à la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine. Противостоять вместе и найти в себе силы. Qu'est-ce que vous préférez? Que je réponde aux questions? Alors, y a-t-il des questions? Allez-y. Oui, oui, bah, oui. Il n'a pas résisté en signant un partenariat stratégique, regardez bien. Est pas mal le stylo qui brille. On vous le remet. Eh bien, il brille. Il le masque deux fois. C'est qu'il est canon le stylo roumain. Il le repose. Il revient dessus. Le prend. Demande au président roumain et hop, un truc bling bling de plus dans la poche. I'm the boss, man. C'est moi le boss, c'est moi le boss, c'est moi le big boss. En vérité, je vous le dis, c'est moi le roi, le king. I am the king of bling bling, ok? Deci, măi, te așteptai de la francezi, nu? Să aibă... care fază ți-a plăcut? Asta știu că l-au făcut. Aia când s-au prelungit discuțiile cu Putin. Deci, e frumoasă, frumoasă. Dar am văzut-o la vremea respectivă. E simpatic, da. E varză, adică... Da, sigur, e... sigur, Putin, hai să mai degustăm un păhărel. Deci Putin nu bea, să știi. Da? Putin nu bea, nu bea. Păi... E sportiv, da. Oricum, dar Sarkozy... vreau să spun că l-au făcut praf în Franța pentru stilou pe care l-a luat președintelui Băsescu. Da? Praf l-au făcut. Deci au fost extrem de revoltați pentru că președintele Franței, adică al țării, Marea Franță, nu e așa, a iluminismului francez, a luat un bling de stilou. Nu mai fi văzut o muflară, mă, băi, colecționar. Hai să-l vedem și pe al nostru, ca să zic, că e și al nostru în ecuația asta. În spatele tău, care l-ai pe vântul, cum plângi tu de oameni, băiatule? Da? Ți-am spus. Alosu-i mai de butuc, așa e, mai... Mai din popor. Mai din popor, mai dintr-o bucată. Și e și cu uie, și cu... Aia, cred că... Nu, chiar uie. Am intrat în uie, asta. Asta cred că a vrut să zică, dar să gândea. Încă avea șuvița de candidat, dacă l-ai văzut. Da. E, acum zim, hai, fă-mi un top sincer. Note, dăm note. Păi în primul, al doilea, deci, al treilea... Berlusconi, nu, așa ca mărlănii Berlusconi, mi se pare... Locul întâi? Locul întâi, da. Locul doi? Locul doi cred că este Băsescu, dar nu are fineța mărlănilor lui Sarkozy. Sarkozy nu cred că le nu face mărlănii. Sarkozy... Nu, e gafe. Face gafe, mai degrabă. Da, face gafe. Adică la Berlusconi și la Băsescu văd, cum să spun...
Vreau să zic că pe site sunt la egalitate Băsescu cu Berlusconi cu 43%. Sunt, adică văd un dispreț. Sarkozy nu văd dispreț. Sarkozy zici că un copil de la care a dat. E simpatic. Hai dacă vreți să mă întrebați. Hai să-ți arăt acum o chestie, să vezi că se poate să fii mârlan mai finuț. Adică să nu se observe. Lecția unui președinte, care e la modă, ce e drept. Dar omul o face foarte discret. Vă rog să vă uitați atent la fața când vorbește de adversari din campania electorală. Vă rog să priviți la fața președintelui Statele Unite. Kiev. Mă, mai finuț mi s-a părut aici, dacă, adică omul a fost la adresa adversară. Dacă e intenționată, da. Bine, ce trebuie să... Poate să fie și speculația băieților de pe site-uri. Nu că a fost râsetele alea pe care le-ai auzit. Nu spuse peste. Nu spuse pe râsetele din sală. Nu, americane din mai sală. Mai știu asta, când își potriveau ochelarea. Da, da, da. Și vorbește despre cineva. E adevărat, așa. Dar mai finuț totuși. Oricum, când au încurcat cu ce era, prim-ministru Irlandei sau ce Dumnezeu era, când și-au încurcat speech-urile și-au vorbit fiecare speech-ul celuilalt, au fost super simpatic să ascultă. Deci ai, fă-mi un top, Bogdane. Deci locul 1, 2, 3 și 4. Berlusconi mi se pare cel mai mărlan. Fiindcă le face intenționat și cu dispreț total față de... political correctness față de Angela Merkel, față de politiță, față de protocol. Doi, mi se pare Băsescu care le-a parcă n-a ajuns încă la adică... maniera și eleganța unui președinte. Iar Sarkozy e un copil scăpat de acasă. La el se mai degrabă gafe decât mărleni. Iar Obama le face mai finuț. E mai obișnuit cu camerele. Mie mi se pare că ceilalți, Băsescu, mi se pare, de exemplu, că parcă nu e obișnuit să fie înconjurat de tehnologie. Știi, și de camere și de că oricând cineva îl va vedea sau îl va filma. Vreau să zic că fără niciun fel de greșeală, ai ghicit exact topul care e acum pe guvernatorul.ro pe site. Asta e. Okay. Votați în continuare. Concluzia de astăzi, vrem să vă dăm un clip. Un spot de europarlamentare vin acum, priviți-l. La stânga un parlament obișnuit. Intrigi meschine, ciolaniadă, oameni cu familii grele. Toate într-un cadru modest, dar aerisit. În cea de-a doua clădire ca mărime din lume. La dreapta, noul europarlament cu adaos de bruxeloză. 27 de națiuni în plină criză, înghesuite într-un P+3. La București, batiste fine, de mătase, în care își pot sufla nasul toți aleșii neamului. La Bruxelles, europarlamentarul lasă sarcina asta pe umerii unui coleg mai tânăr. În România, tinerii politicieni au acces la liderii importanți. În UE, europarlamentarul încărunțește antrenându-se pe simulator. La noi, în pauza de cafea, poți gusta ceva pe fugă. O stridie, o vrăbioară, o labă de urs, un tort de bezea, de, ca să poți funcționa apoi 100%. La ei e criză. Și nici cu diurnele nu prea te ajungi. Fiecare eurodeputat își rezolvă necesarul caloric după pricepere și posibilități. Dacă n-ai prins loc la business class, poate ai mai mult noroc la low cost. Alegeri europarlamentare 2009. Pentru că orice politician român merită o a doua șansă. Băi, băiete, băi, totuși... Eu știu de ce avem pretenția de la parlamentarii astea să nu semene cu noi, adică... Cu oamenii, da. Bă, da, tu l-ai...